Este victoria Ucrainei. Veste fabuloasă la nivel mondial. Rușii au confirmat. Ofensiva Chievului împotriva forțelor ruse are câștig de cauză de la o zi la alta. Rusia a început să se răzbune pentru înfrângerea din nordul Ucrainei prin bombardamente asupra centralelor electrice și altor obiective esențiale de infrastructură. Ce se întâmplă însă cu mercenarii ruși din grupul Wagner? Un expert militar explică ce se va întâmpla în continuare. Grupul Wagner este o firmă militară privată asociată proiectelor lui Putin în întreaga lume. Firma este proprietatea lui Evgen Prigojin. Grupul a efectuat operațiuni sub acoperire în Africa și Orientul Mijlociu, dar a fost considerat responsabil și de încurajarea tensiunilor din estul Ucrainei în 2014. Dependența Rusiei de mercenari a epuizat controversata companie militară. Acum, dependența foarte mare a Moscovei de mercenarii grupului Wagner a epuizat controversata companie militară privată, potrivite valorilor recente ale serviciilor de informații militare britanice. Președintele Vladimir Putin, care a sperat într-o victorie rapidă menită să răstoarne de la putere guvernul de la Kiev, a văzut, de fapt, cum armata sa și mercenarii grupului Wagner au eșuat în repetate rânduri, potrivit 19 fortifive, .com.